Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voulais vous remercier au nom du collectif de l'ambassade de Roumanie et de moi pour votre présence cette soirée à l'occasion de la présentation roumaine dans le cadre du 16e festival de la culture européenne. Je voulais saluer mes collègues ambassadeurs ici présents et aussi mes compatriotes. Je voulais remercier Radio Algérie qui, comme chaque année, est très amable et nous donne cet amphithéâtre pour présentation de nos spectacles, et aussi à la mission de l'Union européenne et à tout le collectif qui s'est occupé de ce festival. Cette année, la Roumanie vient aussi avec une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre d'après un livre d'Edith Piaf. Vous devez savoir que la Roumanie reste toujours le pays du centre et de l'est de l'Europe où on ne parle plus la langue française. Et avec ce spectacle, on veut rapprocher la diverse culture des pays européens de vous, les Algériens, et de donner un peu de support au processus global de l'approchement entre l'Union européenne et le nord de l'Afrique. Le spectacle est mis. Le spectacle de cette soirée, Edith Piaf, il est basé dans un livre qui a été écrit d'Edith Piaf. Le livre est nommé Le bal de la chance. Elle a été traduite en roumain. Et une jeune régisseur roumaine, Matei Borodi, a mis cette pièce, d'après ce livre, a fait ce spectacle. Un spectacle qu'elle a fait chanter et qu'elle a fait parler. Et j'espère que ce sera très intéressant. Le spectacle met en valeur le conte de l'amour comme élément fondamental du destin. Un spectacle sur la nécessité de communiquer, sur le sacrifice et dévouement qui conduisent à des extraordinaires succès artistiques, mais aussi à tellement de tombées. Le spectacle sera interprété par une jeune artiste romaine, Ramona Olteanu. L'artiste est diplômée en 2010 de cours de l'Université Hyperion, Faculté des Arts. Elle a commencé sa carrière à Théâtre de Pitești, où travaille aussi aujourd'hui, et elle a joué dans plusieurs spectacles. Elle sera accompagnée au piano par le virtuose George Popa. Bon, mesdames, messieurs, c'est ça le spectacle. Edith Piaf, c'est un homme extraordinaire, on ne peut pas dire plus. C'est la chanson réaliste qui a marqué l'histoire de la musique légère mondiale. Et je crois que ce serait une occasion pour nous tous de remémorer certaines chansons, mais aussi des passages de sa vie tumulteuse. Et aussi de rester, parce qu'Edith Piaf va rester dans notre cœur, pour moi et pour beaucoup d'entre nous, et va rester toute la vie. Je vous souhaite un très bon spectacle. Merci beaucoup.
fie așa, cam la întâmplare. De ce nu mi-aș începe cu ziua în care destinul m-a luat de mână la sărbătoarea norocului? Ca să facă din mine cântăreața care trebuia să devin. M-am născut pe stradă, până să ajungă salvarea. Și un spital din apropiere m-a înregistrat parcă pe 19 decembrie 1915. N-are nicio importanță. Oricum, viața mea va fi pe stradă. Am crescut într-o maghierniță plină de păduchi, de râie. Dar sugând din biberon laptele amestecat cu vin roșu, atât cât putea să jupă de la gură și mama mea. Mama era o artistă ambulantă, cunoscută mai ales prin barurile din Belleville. Iar tata era un chipeș contorsionist de trotuar. Mama făcea barurile și tata trotuarul? Ce paradox! Tata m-a salvat din cocioaba aia, ducându-mă într-un bordel. Nu? Era al mamei lui. Și aici am învățat să fiu credincioasă. Viața mea a început printr-o minune. Aveam 4 ani și eram răsfățată fetelor pe care bunica mea le conducea cu o mână de fier. Ele au fost primele mele prietene. Într-o zi, o conjunctivită m-a făcut brusc oarbă. Atunci bunica mea m-a luat de mână și m-a dus la altarul Sfintei Suror Tereza, unde s-a rugat pentru mine. Eu știu că am mormâit și eu câteva cuvinte. Sfântă Tereza, fie-ți milă, redă-mi vederea. Îmi poți reda vederea? Realizase o rețetă dublă. De atunci am început să cânt.
Mai întâi eu. În echipă. Apoi un pe la 15 ani de una singură. Pe stradă, prin cazări. Pe unde mi-am rătăcit repede și himenul. Abia cam pe la 17 ani am întâlnit al doilea bărbat important din viața mea. Era un prăpătit de comis voiajor. Dar el mi-a dorit, nu iubirea, ci minunea. Minunea. Cecil, unicul meu copil. Mă mai numesc și Tania.
Iar o soaică, da, n-ar fi urât. De nici ce. Nu? Iujeteria. Cu ăsta sunt cunoscută mai ales în localurile de dans. Nu? Păi tu ești o adevărată vrăbiuța Parisului, însă momo nu l-a luat alta. Ia stai puțin. Stai. În argou unui vrăbi se spune piaf. Păi de ce n-ai fi tu la momo piaf? Deodată au răsunat.
Aplauzele, 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 aplauzele! Provocate de noblețe sau nu, habar n-am! Bubuiau din toate părțile și ovațiile nu se mai terminau! E burtul de talentul Ștoica! Era? Era? Vor fi ai tăi și mâine și în toate zilele care vor urma. Însă, nu face concesii publicului. Secretul cel mare este să fii tu însăți. Leoplea a făcut din mine cântăreața care însă mai avea multe de învățat. Așa a devenit papa Leople al treilea bărbat din viața mea. Era tot ce nu știam. Era homosexual. Discret. Rafinat. Bogat. Puternic. Dar mai ales era de încredere. Thank you.
gustam fericirea de a fi artistă. Cel puțin așa credeam eu. Am cucerit Parisul intelectual, politic, artistic. Dar le-am cântat despre lumea mea. Vagabonzii și cartierele de ochiate, alcoolul și caftelile, amorurile de noapte și uitarea. Dar mai presus de toate le-am cântat iubirea, iubirea. Protectorul tău a murit.
străzi. Sí.
les jambes tristes, la mène au boui-boui, où il y a notre artiste qui joue toute la nuit. Il écoute la java, il entend la java, et la ferme des yeux, les voix secs et nerveux. Ça durera dans la pauvre de ma parléon, il a envie de ses visites. Alors pour oublier, on s'est mis à danser, à tourner au son de la musique. Dar norocul, norocul mă trage iar în vârtejul lui. Cui să mulțumesc? Jacques Canetti, impresarul și producătorul primului meu disc, mă smulge și mă duce pe coasta de Azur. După aproape un an când mă întorc la Paris, norocul îmi iese din nou în cale. Raymond. Raymond, vrei să te ocupi de mine? Mă mai întreb de un an de aștept. Ia un taxi și vino. În ușă mă aștepta cu un legionar. Primul meu mare succes. A intrat în viața mea. Ne vom lupta împreună, îmi spune Raymond. A fost calomnia de Raymond, târâtă în noroi. Și Raymond mă iubea și s-a luptat pentru mine. În fiecare zi era în birourile directorilor până oboseau. Până într-o zi când a cedat unul și cel mai important, cel de la ABC. Să vă spun că nu a regretat niciodată? Raymond m-a relansat pe scenă cu adevăratul meu nume, făcându-i tată vrăbiuța din paginile ziarelor de scandal. El va fi tatăl meu, mentorul meu, iubitul meu, care odată cu dragostea lui îmi va aduce în viață și pe Marguerite Monod, cea care îmi va scrie muzica pentru cele mai mari succesuri. Însă doar Raymond mi-a scris acel gen de cântece care mi se potriveau. Sincer, directe, să nu cânti niciodată dacă nu ai nimic de spus. Fără literatură, să cânti lucruri omenești, adevărate. Și cel mai important, să te înțeleagă toți. Des yeux qui font baisser les miens, sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois ta vie à base. Il me dit des mots d'amour, des mots quelque chose.
viața mea am cântat iubirea. Și fiecare cântec se potrivea cu bărbatul care în acel moment însemna ceva în viața mea. Când iubeam, era ca și când aș fi primit din plin lumina unui reflector. Eve Montan. Eve cântă și pe loc sunt cucerită. Tunet, forță, mâini expresive, puternice, o figură frumoasă, chinuită, voce gravă, repertoriu de țărănoi. Dar pentru Eve, mut și munții din loc. Și ca întotdeauna, la sfârșitul fiecărei iubiri, mă mut mai departe. Nu țin la locuri, ci la oameni. Bine, și la ei doar o vreme. Nu las iubirea să ne încezească.
micuțul meu. Sper, dragul meu, să n-ai prea multe necazuri cu soția ta. Adoratul meu, te iubesc atât de mult și aș vrea să nu ai nici cel mai mic necaz din cauza mea. Copii, ce fac? Și toate astea, și toate astea până în dimineața cea nenorocită, când lumea mea s-a prăbușit. S-a prăbușit odată cu avionul care mi l-a răpit pe Marcel. Ce qui sait.
Vreau să uit. Ca să uit. Ca să uit. Ca să uit. Să beau? Sau să mă îndrăgostesc? Și atunci am încercat. Personajul meu. Da?